Accident violent duminică dimineață în comuna Valea Mare. Un microbus cu pasageri care circula pe drumul județean 657 la intersecția cu drumul județean 653 a fost lovit și răsturnat de un autoturism care nu i-a acordat prioritate de trecere. Șoferul care a provocat accidentul și un pasager din microbuz au fost răniți. La fața locului s-au deplasat pompierii de la detașamentul Slatina și două echipaje de la serviciul de ambulanță. În accident au fost implicate două autovehicule în care se aflau 5 persoane. Echipajele medicale au preluat 4 dintre aceștia, au fost asistați medical, iar 2 cu traumatisme prin accident ușoare au fost transportați la spitalul din Slatina. În microbus se aflau șoferul și 3 pasageri, iar în autoturism doar șoferul. Polițiștii îl cercetează acum pentru vătămare corporală din culpă. Cei 2 conducători auto nu consumaseră băuturi alcoolice.